cel de piatră, de pe o colină înaltă, Iisus cu fața tristă privea. Privea spre cetate, cetatea mult iubită, văzându-i nepăsarea, el plângea. Ce n-am făcut eu oare pentru tine, ca să mă crezi că am venit de sus? Te-am vindecat și ți-am făcut doar bine, dar tu ai refuzat harul adus. Pe drumul cel de piatră, pe o colină înaltă, Iisus cu fața tristă mergea. Mergea cu crucea în spate, înconjurat de gloate, purtând povara lumii cea grea. O lume cum de n-ai văzut în mine, o stea care din Iacov răsărea. Lumina care luminează-n lume, pe-a cel care putea să-ți dea viața. Ierusalime, te-am iubit. Ierusalime, la tine am venit. Odiai fi cunoscut tu astăzi vremea cercetării tale și lucrurile care pot să-ți dea salvare. Odiai fi cunoscut tu astăzi vremea cercetării tale și lucrurile care pot să-ți dea salvare. Pe drumul vieții tale Iisus trece și astăzi, privind în urma ta ce ai lăsat. Privește-l dacă plânge și are fața tristă, văzându-ți faptele ce le-ai urmat. Căci anii petrecuți în lumea aceasta sunt scriși acolo sus în cartea sa. Dacă ai umblat în căile dreptății, Iisus te va chema în slava sa. Ierusalime, ești iubit. Ierusalime, la tine am venit. Deschide-ți astăzi inima ta să intre împăratul ia Crăciunile. Poate fi mai târziu. Ești gata de a-L întâmpina sau plânge pentru starea ta? Întoarce-te cât nu e prea târziu. Deschide-ți astăzi inima ta să intre împăratul ea, căci mâine poate fi mai prea târziu. Ești gata de a-L întâmpina sau plânge pentru starea ta? Întoarce-te cât nu e prea târziu.
Dragi surori, dragi prieteni, vă salut și în această zi. Suntem bucuroși să ne revedem pe această cale. Suntem în săptămâna mare, o săptămână specială a creștinătății și vrem să ne reamintim de lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a pătimit și să ne ducem aminte despre El. Sunt împreună cu câțiva prieteni, frați, dragi, pe care vreau să-i prezentăm. Fratele Sami este pastor în Biserica Casa Domnului. Bine ai venit, Sami! Bine v-am găsit! Fratele Beni Bogdan, care este presbiter în Biserica Adevăr și Lumină. Bine ai venit, Beni! Ne bucurăm să fii invitație. Cu noi! Și fratele Tică, păstorul Bisericii noastre, Iisus Lumina Lumii. Ne bucurăm să fim împreună în continuare. Da. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Dragii mei, în această vreme, în săptămâna mare, o săptămână specială a creștinătății, vrem să ne readucem aminte și să pătrundem în povestirea Evangheliei, în ceea ce Domnul Iisus Hristos a suferit. Și vrem împreună cu frații noștri, cu prietenii noștri, să discutăm, să ne aprofundăm în Evanghelie și să parcurgem, să pășim împreună cu Domnul Iisus Hristos prin Evanghelie, începând, sigur, de la Ziua Florilor, este Săptămâna Mare, și până la Înviere. Însă, în mod special, noi ne vom focusa pe Joia Mare și despre aceasta vrem să discutăm. Însă, înainte de a intra în această discuție, aș vrea să vă întreb cum ați petrecut această perioadă. Cum a fost pentru fiecare, pentru voi, pentru familii, pentru biserici, frate Sami? Pentru mine personal e o perioadă destul de grea, pentru că, de fapt, cred că pentru toți credincioși ar trebui să fie o perioadă destul de dificilă, pentru faptul că nu putem să ne întâlnim în părtășia bisericii locale, cu toate că în Duhul nu ne-am despărțit, suntem una, ne închinăm împreună, avem timp de părtășie în fiecare zi cu toată biserica, însă și părtășia fizică în întâlnirile noastre o consider deosebit de valoroasă și de importantă și nu este o perioadă ușor de traversat. E o perioadă grea, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, Domnul ne dă și partea de bucurie să avem în familiile noastre și poate să ne fie mai dor unii de alții, de frați. Să ne dorim mai mult părtășia bisericii locale. Da, așa cum zicea fratele Sami, un timp în care putem să petrecem mai mult cu familia, să zidim această comunitate mică, familia. Pe de altă parte, ne bucurăm astăzi de mijloacele tehnologice ca să păstrăm legătura cu biserica în modul acesta și iată, nu suntem ca în alte vremuri chiar atât de separați, fără să știm unii despre alții. Și în plus, cred că fiecare dintre noi putem găsi, acum când nu avem multe alte activități, timp în care să medităm, să ne apropiem de Dumnezeu prin cuvânt, rugăciune și alte lucruri. Deci sunt și vrem de binecuvântare. Frate Tică, tu am mai transmis bisericii noastre, dar... Spunea cineva zilele trecute, măi, cineva încerca să desfințeze biserica, punând deoparte pe slujitori, punând deoparte pe oameni prin virusul ăsta. Nu, vreau să spun, biserica va rămâne întotdeauna. Biserica va rămâne, ea nu poate fi desființată sub nicio formă, chiar dacă nu se adună într-un anumit loc toată biserica, biserica locală. Noi rămânem aceiași, rămânem credincioși, facem parte din Biserica lui Hristos și ne bucurăm. E adevărat, am avut fiecare dintre noi posibilitatea să ne cunoaștem poate mai bine copiii, soția, să vedem cum este să îi vezi în fiecare zi, aproape de tine. Dar eu cred că totuși, dincolo de constrângerea aceasta a libertății, am avut și avem un timp binecuvântat, apropiindu-ne de cei dragi ai noștri și la urma urmei observ că ceea ce este important în viață, în primul rând este Dumnezeu și apoi familia. Amin. Care de multe ori a rămas poate pe locul 3, 4, uneori în activitățile noastre. Da. Ne bucurăm de aceste vremuri și în familiile noastre apar noi provocări. Trebuie să stea fiecare mai mult cu familia.
când stai cu familia, nu apar anumite frecușuri și este interesant. Ok, vrem să ne apropiem acum de evenimentele care sunt descrise în Evanghelii și ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos a trimis pe ucenici să pregătească Paștele. Vă duceți aminte, se și numește cina cea de taină pentru că a fost oarecum secret, un om cu un ulcior, a fost destul de secret și ei au pregătit Paștele. Acum întrebarea este, noi cum ne pregătim de Paște? Cum ne pregătim noi? Dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, pasajul care vorbește despre acel moment al sărbării Paștelui, vom găsi un lucru foarte interesant. Domnul Iisus Hristos îi trimite pe Petru și pe Ioan, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Le dă semnul acelui om care, pe care îl vor întâlni, ulciorul, și spune așa în versetul 12 din Luca 22, și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata. Se pare că odaia era pregătită. Și totuși Domnul Iisus spune, mergeți și pregătiți-ne Paștele. Ce înțeleg eu de aici este că pregătirea trebuie să fie pe două paliere. Viața noastră, și vorbim acum despre noi, privitor la sărbătoarea cinei Domnului, trebuie să fie o viață pregătită, gata, în permanență. Și atunci când vine ziua în care stăm la masă cu Domnul, peste pregătirea generală pe care o avem la modul general, trebuie să fim pregătiți în orice zi. Poate să vină Domnul, poate să mergem, oricare dintre noi putem merge la Domnul în orice moment. Peste pregătirea aceea generală, așternută, gata era odaia și lucrurile pentru Paște, a fost nevoie de o pregătire suplimentară. În prezența lui Dumnezeu, oricât am fi de pregătiți, mai avem nevoie de o pregătire și mai mare. Noi nu mergem să ne pregătim de fiecare dată când sărbătorim cina Domnului, ne pregătim atunci în momentul în care sărbătorim cina Domnului. Noi mergem pregătiți. Viața noastră e pregătită. Noi trăim într-o permanență gata. Însă atunci când stăm în fața cinei Domnului și a sfințeniei lui Dumnezeu, ne dăm seama că mai avem nevoie de pregătire. Și consider că asta ar trebui să fie atitudinea noastră vis-a-vis de pregătirea de a sta la masă cu Domnul. Pregătiți tot timpul. Și în momentul în care vrem să ne apropiem de Domnul, ne verificăm încă o dată și constatăm că mai avem nevoie de pregătire. Apare o chestiune interesantă. Ucenicii trebuie să meargă la cel care avea camera pregătită și să le spună, Mântuitorul vrea să sărbătorească Paștele. A venit timpul. Și el a fost pregătit. E foarte interesant. Și mă gândeam, dacă ar veni nu la noi să ne spună astăzi, vreau să sărbătoresc Paștele la voi, ce am probabil spune? Ne-ar găsi nepregătiți uneori. Așa cum spunea fratele Sami și a accentuat mult aspectul acesta al inimii, al vieții noastre spirituale, până la urmă, noi, dincolo de aceste sărbători pe care le ținem, pentru care ne pregătim, cum era și cina și sărbătorile acestea, până la urmă, noi trebuie să avem o pregătire întotdeauna pentru revenirea Domnului. Și dacă aceea e pregătită, atunci, cu siguranță, celelalte aspecte sunt pregătite. Însă, dincolo de asta, aș accentua acum câteva aspecte practice, mai ales că acum le vom sărbători, cel puțin în viața mea n-am mai prins asemenea zile în care să sărbătorim Paștele. Am vorbit și cu frații mai în vârstă, au zis că e o noutate. Probabil că curățenia deja e făcută, că după atâtea zile de izolare sau cam... Unii au aspirat și acoperișul. Așa. În al doilea rând, un lucru... Iată un avantaj, e că nu mai trebuie să pregătim atâta mâncare, că nu ne mai vizităm, nu mai ne facem, nu mai avem musafiri, suntem doar cu familia. Dar pe de altă parte, trebuie să nu lăsăm să treacă zilele fiind în izolare, așa cum constatam unii dintre noi în săptămânile acestea că
parcă nici duminicile nu mai sunt ce au fost cumva, nu mai simți în același mod. Chiar dacă noi ne întâlnim, avem părtășile pe care le avem, dar parcă nu mai este la fel. E bine, noi putem să le facem speciale. În casele noastre să accentuăm, să medităm și să ne concentrăm cu adevărat pe ceea ce a însemnat pentru Iisus și ceea ce înseamnă pentru noi astăzi această sărbătoare. Da. În mod practic, frate Tică, dacă poți să ne aduci câteva lucruri. Ce am surprins eu aici este că Domnul Iisus spune, vremea mea este aproape, eu citesc din Matei, și mesajul lui era, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Domnul Iisus avea 12 ucenici și el dorea cu ai lui. Deci, el nu a extins, să zic așa, grupul, cercul cu care ar fi dorit să facă Paștele. El ar dorit să facă cu ai lui. Cine sunt ai noștri? Cine sunt ai noștri? Pentru că și noi spunem că vrem să facem Paștele, să sărbătorim Paștele, să sărbătorim cina. Cine sunt ai noștri? Acum, mai ales familia. Acum, da, este familia. Domnul Iisus a avut un cerc intim, a pus accent pe ei. M-aș bucura să nu fim, am simțit și în perioada în care eu totuși zic așa, e benefică această, ce să zic, limitare a libertății sau izolarea noastră. E benefică pentru că ne dăm seama cine sunt ai noștri. Ai noștri, cei din biserică și fiecare din biserica locală caută să-i sune sau caută să ia legătura, nu? Ne sunăm unii pe alții, te sună poate frați în vârstă, surori în vârstă, frate, mi-e dor să te aud. Frate, nu te-am văzut de mult. Iar dacă se întâmplă cumva în oraș să te întâlnești cu ai tăi, ce bucurie aduce lucrul ăsta, nu? Da. Dorința asta a Domnului Iisus, am dorit și doresc să am Paștele acestea, să-L sărbătoresc cu ucenicii mei. Așa să-i spuneți. Și o dorință aprinsă, am dorit mult. Asta e. Am dorit mult. Deci e un foc, o pasiune, o dorință profundă. Și să nu uităm că El era tot timpul cu ei. Deci era tot timpul cu ei. Și cu toate astea, tot cu ei își dorește să În Israel se sărbătorea Paștele în familie. Aveau un caracter al familiei. Vă aduceți aminte? În fiecare familie trebuiau să taie mielul. Și mă gândesc, noi, sigur, Paștele pentru noi este altceva, a căpătat un nou sens și o să discutăm despre asta. Însă, oare ar trebui să aibă o anumită valoare sau o anumită aplicație sărbătoarea Paștelui și în familiile noastre pe care ar trebui să o redescoperim? Da, noi sărbătorim Paștele la biserică și se predică la biserică, dar mergem acasă în familie. Ce înseamnă pentru noi Paștele în familie? Uite că am putea să mergem puțin și în direcția asta. Aici este foarte interesant că spune Domnul Iisus, pregătiți Paștele ca să mâncăm. Poate că mulți se rețin doar atâta din Paștele din familie, ca să mâncăm. Ce ar trebui să înțelegem noi oare, în familiile noastre? Cum am putea să mergem înspre Paște? Dacă am fi avut mai mult timp și am fi știut ce urmează să vină peste pământ, poate am fi studiat mai mult mediul evreiesc, să învățăm de la ei niște practici exacte. Ne-a surprins pentru că, cum am zis mai devreme, în fiecare an am fost obișnuit să mergem la biserică, să ne întâlnim cu frații, să avem musafiri, să ne întâlnim cu alții. Dar acum, așa cum zici, e o provocare pentru că va fi strict în familie. Dar cred că putem să descoperim câteva lucruri frumoase. Pentru că, în primul rând, avem șansa să facem Paștele împreună cu familia, doar cu familia. Până acum nu s-a întâmplat asta, chiar a fost de Paște o îmbulzeală, de sărbători. Și cred că putem să descoperim niște lucruri frumoase și aici cred că trebuie să punem în aplicare chiar fiecare bărbat aspectul preoției, în sensul că să accentuăm aspectele spirituale care decurg din această sărbătoare. Și poate de multe ori, mai ales noi ca slujitori, am fost foarte preocupați de frați, de surori, de cei pe care îi slujeam. Iată, avem șansa să vedem în ce stadiu e familia. Oare ce se mai întâmplă în casele noastre vis-a-vis de aceste lucruri? Da. Dacă vreți să adăugați ceva în direcția asta. Da, o chestiune aș vrea să
spun aici. E foarte bine punctată ideea că, da, în familie putem să ne adunăm și să vorbim. Eu cred că trebuie să luăm modelul evreilor în direcția asta, și anume, ca bărbați, ca responsabili de familie, să începem să vorbim efectiv cu familia noastră, cei ce au doar soția cu soția, cei ce au copii cu copiii, dacă sunt mai mari, sau dacă sunt mai mici, pe înțelesul lor. Deci, practic, o readucere a minte și o punere, o expunere a lucrurilor care s-au întâmplat efectiv în perioada respectivă. Eu, de exemplu, mi-am propus în fiecare din zilele care vor fi, în săptămâna aceasta, la părtășia pe care o am cu familia și cu copiii, iau un pasaj, ce s-a întâmplat în ziua de luni. Uite, în ziua de luni ce s-a întâmplat? O rememorare. O rememorare și o expunere. Eu cred că suntem responsabili. Partea asta a expunerii în perioada de Paște, așa cum spuneai, fiind prinși cu tot felul de activități, cu vizitarea poate anumitor frați, cu răspunderea unor, răspunderea la anumite întrebări ale fraților și așa mai departe, poate uitai să te concentrezi pe partea asta practică pentru familie. Iar cred că partea practică pentru noi este a expune efectiv ca bărbați. Asta înseamnă ca eu să cunosc. Asta înseamnă ca eu să cunosc ceva din Biblie, să citesc înainte. Și apoi copiilor să le pot expune lucrul ăsta. Îi îndemn pe bărbați, vă îndemn pe voi bărbaților să faceți lucrul ăsta. Când vă adunați cu copiii, înainte să le explicați, citiți și apoi expuneți-le lor și soțiilor voastre. Eu și avea o rugăminte pentru toți frații, pentru noi în primul rând și mai pe urmă și pentru toți frații din bisericile în care suntem, să nu folosim doar timpul acesta în a avea un impact în viața copiilor noștri. Doar timpul acesta, că nu avem biserică și nu avem altceva de făcut și suntem limitați în activitățile pe care le avem. Eu cred că ar trebui să devină o practică permanentă în care să avem închinare în familiile noastre, în care să stăm de vorbă cu cei ai noștri, cu copiii noștri, despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Vedeți, timpul ăsta s-a creat oarecum acum pentru noi și, neavând alte lucruri de făcut, am ajuns să împărtășim din script. Însă lucrul ăsta ar trebui să fie un normal al vieților noastre și când avem multe de făcut. Pentru că copiii noștri doar odată sunt copii. Urmă cresc și trece perioada în care putem să avem timp special cu ei, au ei activitățile lor după o anumită vârstă, și cred că ar trebui să folosim din plin și timpul acesta, dar nu numai, să facem o permanență din a sta de vorbă cu copiii noștri despre lucrările Domnului, despre minunile Domnului, despre jertfa Domnului, despre toate lucrurile. Copiii noștri să cunoască de la noi și din casele noastre Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să mai adaug la ceea ce spunea fratele Tică. Mi se pare o idee extraordinară și cu atât mai mult putem să o punem în practică acum, în săptămâna mare, zi de zi. Sunt multe structuri pe care le putem găsi să vedem ce evenimente s-au întâmplat în fiecare zi. Pentru că, așa cum am menționat mai devreme, în alți ani eram foarte preocupați cu multe alte activități. Agitați. Acum nu mai sunt. Și cred că cu atât mai mult duminica, când vom sărbători învierea, va avea un impact mai mare, cu cât chiar vom intra în povestea Domnului Iisus în fiecare zi, vom vedea tensiunile Lui, presiunile Lui, vom simți cumva împreună cu El și cu ucenicii ceea ce se întâmplă. Cumva nu vom citi ca o poveste doar așa, ci vom intra în poveste. Și cred că poate va avea învierea o altă însemnătate, cumva vom simți ceva mai mult și vom înțelege ceva mai mult. Vom înțelege că această săptămână este cu adevărat mare. Exact. Când intri și înțelegi toate lucrurile prin care a trecut Domnul Iisus Hristos. Cred că asta e un lucru pe care putem să îl avem la finalul acestei săptămâni mari. Da, deci răspunsul la chestiunea practică pentru săptămâna asta, că vorbim specific pentru săptămâna asta, este a ne aduce aminte și a discuta și a povesti ce s-a întâmplat în această săptămână. A citi pasajele relevante. A citi, a pune întrebări, a explica acolo unde se poate, dar sunt de acord, asta nu trebuie să se întâmple doar pentru această săptămână, exact, și nici doar pentru această perioadă, care totuși consider că va fi limitată, adică perioada de izolare. Asta trebuie să fie chiar și în agitația și aglomerația vieții, ca oameni trebuie să ne facem timp pentru asta.
Sunt perfect de acord și oricând trebuie să fim pregătiți. Adică noi nu ne pregătim doar la cina Domnului. Trebuie să fim pregătiți, iar în domeniul familiei, cred. Acesta este oarecum idealul prezentat de fratele Sami. Această pregătire continuă și este corect, trebuie să facem asta, însă ni s-a dat o ocazie specială. Ni s-a dat o ocazie specială pe care nu trebuie să o ratăm și cu toate, când noi spunem lucrurile astea, poate și noi, și poate mulți alții, nu le practică și a venit timpul acesta pentru a ne spune Dumnezeu, ăsta e normalul. Timpul ăsta e foarte special. Uite, cuvântul Domnului spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Până n-ai gustat, nu realizezi cât de bun este Domnul. Până n-ai avut timp cu copiii să vezi ce impact are cuvântul lui Dumnezeu în viața lor, poate n-am realizat ce important ar fi să facem lucrul ăsta. Acum ni s-a creat contextul în care să o facem, vedem efectele imediate în viața copiilor noștri și vom conștientiza mai mult pe viitor, după ce lucrurile vor intra normal, să nu pierdem din vedere acest aspect, pentru că deja am văzut ce beneficii aduce în viața copiilor noștri. Așa este. Bun. Vreau să mergem mai departe în aceste povestiri, în aceste episoade, lucrurile care s-au întâmplat în această seară de joi, noaptea înspre vineri. Nu o să mai zăbovim asupra cinei Domnului. Este un eveniment oricum încărcat de multă semnificație, dar suntem între predicatori și aici timpul trece repede, așa că o să mergem mai repede. Și n-am mai predicat de mult în biserici. Da, așa este. Și aș vrea să mergem la acel episod în care a fost descoperit vânzătorul, când Iuda a fost descoperit. Și aș vrea să învățăm, să aducem anumită lecție, poate pentru noi, ce putem să învățăm. Oare mesajul de acolo este doar pentru Iuda sau este și pentru noi? Stau și mă gândesc că este o învățătură foarte importantă pentru noi din două motive. În primul rând pentru că noi așteptăm revenirea Domnului. Așteptăm să stăm la masă cu El, să fim acolo. Însă Domnul Iisus Hristos prezintă că în ziua aceea mulți vor avea o surpriză mare prin faptul că vor fi respinși și alungați pentru că nu au făcut ceea ce trebuie, adică au stăruit și în fără de lege. Și acum mă gândesc la Iuda și aici vreau să fac analogia. Iuda a umblat 3 ani și jumătate ca ucenic al Domnului Iisus Hristos. A auzit cele mai minunate învățături, a fost lângă El, în lucrare, a avut și o slujbă specifică cu colecta, chiar dacă s-a folosit și în alte moduri. Pe de altă parte, a văzut, poate a și făcut minuni. Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe cei 12, doi câte doi. Și iată că totuși, după această situație, după acest timp în care a fost atât de aproape de Domnul Iisus Hristos, îl vedem pe Iuda trădându-l, pe Iuda pierzându-se și fiind cuprins de Satana și cumva diavolul lui este umplut de întuneric. E bine, acesta este un avertisment pentru noi. Cumva să fim foarte atenți faptul că suntem lângă Iisus, chiar la masă cu El în ultima joi. Oarecum probabil era lângă El, că spune că a întins mâna în blid. Poți să fii foarte aproape de Iisus Hristos, dar e foarte important și în inima noastră. Și aici vine cea de-a doua mențiune. Domnul Iisus Hristos, să nu ne înșelăm, El cunoaște ce e în inimă, așa cum îl descoperă pe Iuda, așa cum confruntă lucrurile, dar fără teamă, chiar dacă îl privea pe El, pentru că El era vândut, iată că Domnul Iisus, cumva să nu cădem niciodată în extrema asta, Dumnezeu undeva departe, nu, El chiar cunoaște și vede totul despre noi și vine ziua în care toate lucrurile vor fi descoperite. Da. Da, aș vrea să ceva practic așa pentru noi, pentru că istoric vorbind și referindu-ne doar la Iuda, e o chestiune, însă aș vrea să aducem lucrurile practic și de fapt fratele Beni a făcut-o într-un mod evident. Aș vrea să spun că nu-i nimic făcut la întuneric care să nu iasă într-o zi la lumină. Așa este. Iuda s-a ascuns multă vreme. El umbla prin pungă, a avut antecedente. Și oarecum, tolerându-i se faptele pe care le-a făcut în trecut. De către Dumnezeu. De către Domnul Iisus Hristos. Probabil cu gândul să-i dea șansa pocăinței, să nu-l dea de gol, să nu-l demaște.
Iuda a crezut că merge. A crezut merge că și merge și așa. Se poate și așa. Însă, într-o zi, lucrurile vor fi date pe față. Nu putem să continuăm și să își permită cineva la infinit să creadă că se poate juca cu Dumnezeu sau să aibă o atitudine duplicitară. Într-o zi, lucrurile sunt date pe față. Un al doilea aspect pe care aș vrea să-l subliniez este că chiar dacă unele lucruri trebuie să se întâmple, spunea Domnul Iisus Hristos, Fiul omului trebuia să fie vândut de cineva. Dar vai de acel prin care s-a întâmplat lucrul acesta. Vai de omul prin care se folosește și lucrează diavolul. E foarte interesant aici să înțelegem un aspect. M-am gândit de multe ori de ce îngăduie Dumnezeu printre noi oameni care se numesc credincioși, dar de multe ori vedem că fac mult rău uneori lucrării. Chiar dacă la suprafață și uneori în jurul nostru se întâmplă lucrul acesta, pe de altă parte înțeleg un lucru, că toate lucrurile sunt îngăduite de Dumnezeu și Dumnezeu uneori chiar și aspectele negative, cum a fost Iuda, cum zicea, l-a tolerat atâta timp că Iisus știa. Până la urmă a lucrat la împlinirea planului lui Dumnezeu. Dumnezeu cumva chiar și acestea l-a folosit pentru scopurile sale. Însă vai de acela prin care așa este vândut Fiul omului. Vai de acela și în același timp Domnul Iisus nu privește ca pe un fel de determinism. Iuda trebuia să mă vândă, asta era scris. Nu, l-a atenționat. El nu a vrut ok să se duce, a zis, tu ești. Ce e cu tine, până la urmă? Și eu cred că demascarea lui Iuda, pentru noi, e o chestiune foarte importantă, în sensul că ne dă posibilitatea să ne cercetăm fiecare. Deci, ucenicii, când Domnul Iisus Hristos spune, unul dintre voi mă va vinde, fiecare a început să spună, Doamne, nu cumva sunt eu. E un moment în care stai și te gândești la tine. Să nu cumva să fiu eu ispitit de diavolul, să nu cumva să cad eu în cursul asta. E un moment de cercetare, de reflexie asupra vieții noastre. Și cred că e foarte important să avem astfel de momente. Vânzarea lui Iuda și demascarea lui Iuda de către Domnul Iisus Hristos e foarte importantă pentru noi. Trebuie să ne punem întrebarea, oare în anumite circumstanțe, n-am fost și eu un vânzător, n-am fost și unul care am trădat anumite interese în lucrarea lui Dumnezeu, oare nu mă fac și eu vinovat de o anumită trădare, de anumit moment de neveghere în care s-a folosit diavolul de mine? Moment de cercetare personală. Mie asta mi se pare cel mai interesant, cum ucenicii au întrebat unul după altul, oare nu sunt cumva sunt eu? Ei știau viața lor, dar ei totuși au avut încredere în Domnul Iisus, că El ce spune e adevărat, e un profet. Și s-au întrebat. Și ce nu s-au împlinit, să l-a împlinit. Da. De aceea vreau să accentuez că cred că în pasajul din Corinteni, când spune fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, cred că de aici trebuie să învățăm. Cumva, de aici învățăm de la prima cină, cina cea de taină. Cum s-au cercetat ucenicii? Doamne, nu cumva sunt eu trădătorul, nu cumva sunt eu un trădător de Hristos? Cred că asta e cercetarea cumva specială pe care trebuie să ne facem în acord cu ceea ce spunea și fratele Sami. Deci Iuda, într-adevăr, a fost un trădător, numai problema este că nu cunoștea niciunul chestiunea asta a trădării lui. Înainte ca să ia el hotărârea să-l trădeze pe Domnul Iisus, a fost o răbufnire a lui la o acțiune pe care Domnul Iisus a zis, las-o pe femeie să facă lucrul ăsta. Adică a venit o femeie căreia i s-a iertat mult. Din punctul lui Iuda de vedere a fost o risipă de mir pusă pe capul Domnului Iisus și el a zis, băi, dar banii ăștia, fii atent, subtil, banii ăștia puteam să-i folosim la săraci. El nu s-a gândit deloc la asta. El s-a gândit că din banii ăia putea să ia el ceva. Și când a văzut că Domnul Iisus zice, lasă, nu-i face rău femeii, o să se vorbească de femeia asta. Iuda, după ce vede că Domnul Iisus dă curs acelei acțiuni a acelei femei, atunci, spune Scriptura, unul din cei 12 s-a dus la preoții cei mai de seamă. A zis, ajunge până aici, acum știi ce, mă duc să rezolv problema. El tot mânat, și fiți atenți ce face el, zice așa, ce vreți să-mi dați și vi-l voi da în mâinile voastre. Dacă o pierdut mânat de același duc de lăcomie. Exact. Deci el zice, nu mi-a ieșit nimic
din treaba asta. Am crezut că o să prind ceva, mirul ăla puteam să-l vindem, să... Nu mi-a ieșit. No, acum asta este. Deci o declanșat în el faptul că nu a putut să pună mâna pe bani. S-a dus și a zis, hai că fac rost din altă parte. Așa traduc. Iar Domnul Iisus, ce mi se pare mie surprinzător, ce aș face eu dacă aș ști că am prieteni cu ghilimele de rigoare care mă trădează. Atitudinea Domnului Iisus nu este una pur omenească, că nu se poate. Omenește, dacă știu că mă trădează un prieten, îi arăt obrazul, îi spun ești nerușinat, ești așa, și Domnul Iisus nu îl contracarează, nu îi spune dinainte, ci efectiv îl lasă și pe el la momentul cercetării. Deci există această posibilitate a fiecărui om să se cerceteze. Eu trag un semnal de alarmă în dreptul fiecare dintre noi și a celor ce ne ascultă. Cred că trebuie să ne cercetăm, să vedem dacă nu cumva avem vreun interes care să fie rău, nu bun, în lucrarea pe care o facem. Dacă urmărim anumite interese personale în lucrarea lui Dumnezeu, ar trebui să fim foarte atenți, și acum când ni se dă posibilitatea să ne cercetăm, să o facem cu toată inima. Nu cum a făcut-o Iuda, spunând din vorbă, nu sunt eu, și era el, exact. Stai surprinzător. El nu a crezut că Domnul Iisus îl poate demasca. Așa văd. Adică cum să spun eu, nu cumva sunt eu. Ba, tu ești, mă. O, de ce os? Am crezut că vă duc cu zahărelul. Nu mai merge. Este momentul. Deci s-ar putea să înțelegem că cei care îl trădează pe Iisus ar putea adesea să aibă la bază pierderea intereselor personale din lucrare, și atunci de frustrare îl trădează. Că altfel un om sincer și smerit, cum ar putea să-l trădeze pe Domnul și Mântuitorul? Oarecum, poate lateral, următorul lucru pe care vreau să-l precizez, un păcat pe care l-a permis Iuda în viața lui, zi de zi, unde l-a dus până la urmă? L-a dus până acolo încât când Domnul Iisus Hristos i-a spus, trăiești în păcat, tu ești trădătorul, să nu poată să ia o atitudine de pocăință. Și să vadă realitatea lui. A ajuns atât de departe. Pacostea mare. Micile compromisuri zilnice pe care le face cineva îl vor duce într-o zi într-o prăbușire ireversibilă. Mare, ireversibil. Mare. Și aici, în timpul compromisurilor, poți să fii aproape de Iisus, poți să fii lângă El și să ai impresia că totul e în regulă. Adică, în mod practic, poți să fii în biserică, poți să vii la fiecare slujbă, poți să fii la fiecare marți a rugăciune. Și la cină. Și la cină chiar. Da. Și să fii departe.